Vă spun acum că a fost panică în sectorul 5 al capitalei noaptea trecută, o explozie puternică urmată de un incendiu a zguduit un bloc de locuințe în care erau 17 persoane, 4 oameni au ajuns la spital după nenorocire, iar pompierii au venit cu mai multe autospeciale ca să se lupte cu flăcările violente. Însă, cu mai multe informații, vine Mădălina Bichir, colega mea. Bună ziua, Mădălina! Te ascultăm! Bun găsit, Silvia. Alarma s-a dat în jurul orei 10 seara, noaptea trecută, atunci... Bună ziua, Silvia, bun găsit tuturor. Alarma s-a dat seara trecută în jurul orei 10, atunci când o explozie puternică a zguduit acest bloc din sectorul 5 al capitalei. La scurt timp, flăcările au cuprins mansarda și etajul al doilea, iar primul etaj a fost afectat parțial. 17 persoane se aflau în bloc în acel moment și au fost evacuate, iar 4 dintre ele au avut nevoie de îngrijiri medicale. Este vorba despre 3 bărbați și o tânără în vârstă de 18 ani care au fost transportați la Spitalul de Arș, dar și la Spitalul Bagdazar Arseni din capitală. Din primele informații se pare că explozia a pornit de la o butelie și de la neglijența celor care stăteau la etajul al doilea, însă rămâne de văzut ce va stabili ancheta autorităților. Acestea au fost informațiile, Silvia. Mulțumesc, Mădălina, pentru informații. O mică avere trebuie să plătească părinții care vor să îi ducă pe copii la schi în vacanța care începe săptămâna viitoare. De exemplu, un sejur de 7 nopți în Poiana Brașov ajunge să coste în jur de 2000 de euro. Suma include cazarea, echipamentul, instructorul de schi și cartelele pentru transportul pe cablu. Chiar și așa, rezervările curg și pe pârtii se anunță aglomerație ca de sărbători. Pârtiile din Poiana Brașov vor fi arhipline în următoarele 3 săptămâni. Asta pentru că elevii din toată țara vor intra pe rând în vacanță. Mulți părinți vor să profite de zilele libere, dar și de zăpada din belșug și au rezervat deja un sejur în stațiune. Primul pas este găsirea unei cazări. La acest hotel de 4 stele au fost pregătite pachete speciale pentru concediul la schi. Hotelul este aproape plin, avem și oferte pentru oaspeții noștri. Ofertele pornesc de la 85 de euro de persoană în camera dublă pentru un sejur minim de 3 nopți, cazare cu demipensiune, facilități pentru închirieri schiuri, echipamente. Avem shuttle de la hotel către pârtie care circulă non-stop de la 8 dimineața până la 5 după amiaza. În drum spre pârtii, o mare parte dintre turiști vor avea nevoie de echipament de schi, iar cei mai mulți apelează la centrele de închirieri din Poiana Brașov. Este 60 de lei pentru copiii sub 12 ani, 70 de lei peste 12 ani, adică și adulți aici. Ce conține echipamentul? Schiuri, clăpari, bețe și casca de protecție este 20 de lei în plus. La mare căutare în vacanța copiilor sunt instructorii de schi. La această școală, cei 15 monitori au agenda încărcată, iar 80% dintre ei au deja cursuri programate în următoarele săptămâni. Sunt foarte multe programări, joi, vineri, sâmbătă, duminică, fully booked. După 4-6 ore poate să se descurce pe o pârtie de începători, cu teleschi sau baby ski. O ședință de instructaj este de 380 de lei pe aceste 2 ore și o singură oră 220 de lei. Și pentru a se putea bucura din plin de pârtii, turiștii au nevoie și de cartele pentru transportul pe cablu. Un ski pass valabil o zi întreagă costă 200 de lei pentru adulți și 120 de lei pentru copii. Dacă facem un simplu calcul, vedem că o familie cu un copil care va petrece o săptămână de vacanță în Poiana Brașov va trebui să-și pregătească un buget de peste 9.000 de lei fără mâncare. Chiar și așa, mulți turiști au început să vină de astăzi în stațiune. Condițiile un pic ușor cam greoaie de schi, că se topește zăpada, dar în general totul e ok. Zăpada e bună, cel puțin în Postăvarie e chiar foarte bună, încă mai rezistă. Întregul domeniu schiabil din Poiana Brașov este deschis, iar stratul de omăt măsoară între 30 și 40 de centimetri. Elegante, vesele și colorate cu mult roșu, aranjamentele de dimensiuni impresionante au apărut pe fațadele clădirilor și atrag privirile la tot pasul în această perioadă. Este dovada cea mai clară că pregătirile pentru sărbătorile iubirii sunt întoi.
La fel ca în marile orașe din străinătate, proprietarii hotelurilor și cafenelelor au început să împodobească fațadele clădirilor pentru zilele îndrăgostiților. Decorurile sunt în ton cu cele două date speciale, Sfântul Valentin și Dragobetele. În centrul Sibiului, la doar câțiva pași de Piața Mare, fațada acestui hotel a fost împodobită cu inimi roșii de toate mărimile. Inimile mari roșii, voluminoase, au luat locul globurilor mari, a instalațiilor și uite așa, bradul a devenit bază pentru acest inimi. Elementele naturale, cum ar fi mixul de conifere, conurile și toate acestea au rămas. La ele se adaugă și elementele care nu sunt neapărat naturale, cum ar fi ilexul fals, globurile pe care le-am menținut pentru a păstra un vibe de roșu mult mai puternic. Încercăm să venim tot timpul cu ceva în plus, cu ceva frumos și să atragem cât mai mulți clienți și, bineînțeles, străini, să vadă că ne pliem cumva pe ceea ce se vede în trendul de afară. Chiar dacă roșul este culoarea pasiunii și a iubirii, specialiștii spun că anul acesta sunt la modă buchetele și aranjamentele care includ și combinații de diferite nuanțe. Am aceștia nafire ținuți în spirală, o tehnică cel mai des folosită în industria floristică, pe care îi vom mixa cu un alt randafir, cu Luciano și cu Hermosa. Ei doi sunt super asemănători, doar că unul are mai multe nuanțe de roz. Este ca un apus de soare, nu-i așa? Comenzile pentru Ziua Iubirii s-au făcut deja, iar numărul lor este în creștere față de anul trecut. Cele mai scumpe sunt mixurile de flori exotice, care ajung să coste și câteva mii de lei. Dar cei mai mulți clienți nu sunt dispuși să cheltuie chiar atât. În privința bugetelor, dacă anul trecut vorbeam despre un buget minim de 200-250 de lei per buchet, anul acesta s-a simțit o creștere în sensul că un minim de buget este 300-350 de lei, 400 de lei. Cu cât au crescut? Cu un aproximativ un procent de 30-40% față de anul trecut. În schimb, bugetul pentru decorarea unei clădiri poate ajunge la câteva mii de euro în funcție de dimensiunile aranjamentelor și decorațiunile folosite. Ciorba de babic a devenit cea mai nouă atracție culinară a Buzăului. După ce a primit o mulțime de aprecieri de la turiștii care au apucat să mănânce în gospodăriile localnicilor, borșul cu gust deosebit a intrat și în meniul pensiunilor. Aroma specială este dată de picantele cuburi din carne și ardei. Ne cerem scuze la cei ce văd lucrul ăsta și nu pot gusta încă, dar au ocazia să vină aici. Dragilor, veniți la Buzău! Ciorba de babic este una dintre atracțiile acestei pensiuni din localitatea buzoiană Berca, unde turiștii sunt cazați în căsuțe din lut, precum cele din legendele cu spiriduși. Ca în povești este și mâncarea, bazată pe bunătăți tradiționale din zona Buzăului, cum este babicul. Borșul din această afumătură are o savoare deosebită, care te cucerește imediat. Am zis să încercăm renumitul babic și renumita ciorbă de babic, care, într-adevăr, tot ce mi s-a spus, mi s-a confirmat, adică este absolut senzațională. Îmi place foarte mult ciorba, îmi place foarte mult babicul. Am introdus ciorba de babic în meniu pentru că am primit un feedback pozitiv din partea turiștilor. Cei care vin vor să încerce produse autentice, tradiționale din zona aceasta noastră a Buzăului, pentru că știți că suntem în Berca, lângă Pleșcoi. Babicul, un salam crud uscat și afumat, are la bază rețete vechi și mici secrete care îl scot din rândul banalelor produse de carmangerie. De aceea a fost plasat în top 10 cele mai apreciate salamuri din lume. Totul este natural 100%. Nu există o combinație mai bună. Babicul este făcut în carne de porc, carne de vită, ingrediente făcute de noi în curte, în grădină de ardei, care producem buiaua. Buia dulce, buia usturată. Ne mutăm în bucătăria pensiunii, unde o găsim pe doamna Mari, gospodină din Berca, în timp ce gătește borșul picant. A preluat rețeta de la soacra ei și spune că sunt puțini cei care știu să prepare ciorba ca la carte. Ne trebuie ceapă, morcov, țelină, cartof, orez, suc de roșii și nelipsitul babic și șunca de Buzău. Mai întâi se pun la fiert legumele tocate mărunt, apoi se adaugă babicul tăiat în cubulețe mici, după care în oală îi vine rândul unui ingredient la fel de important ca babicul. Dă o grăsime și un gust deosebit șunca afumată. Ciorba de babic este acrită la final cu borș din tărâțe și îmbogățită cu aroma frunzelor de leuștean. Celebritatea se învață încă din primii ani de viață. Este lecția pe care au primit-o doi frați din clasele primare care s-au trezit peste noapte pe platourile de filmare ale unui serial străin. În timp ce colegilor se joacă, cei doi copii au câștigat primii bani din viața lor.
Aris și Carolina au făcut deja primii pași pe drumul succesului. Fetița, în vârstă de 9 ani, se consideră cea mai norocoasă din lume. A jucat primul ei rol într-o producție de succes a unei platforme online, ce urmează să fie lansată pe piață. Miniseria este o poveste reală despre victimele Holocaustului și are o distribuție de renume. Pentru cei doi copii, experiența a fost cu adevărat uluitoare. Eu am fost o fetiță care se juca într-un parc, adică am fost o fată care se juca cu o prietenă. Eram într-un parc și noi ne jucam acolo cu niște jucării. Și tu, Aris? Și eu am fost. M-am jucat puțin cu un ursuleț. Nu ne-am imaginat, a fost ca un vis împlinit. Pentru mama lor, emoțiile au fost triple, căci în timp ce își supraveghea copiii pe platourile de filmare, a fost și ea aleasă pentru câteva secvențe din film. Atunci am avut ocazia să particip și eu la aceste minunate filmări, când în cadrul filmului a fost nevoie de o mamă pentru copilul evreu. Deși filmările s-au desfășurat la sfârșitul anului 2022, pentru Aris, Carolina și mama lor, amintirile de pe platourile de filmare sunt încă proaspete. Au fost foarte frumos, au fost mai multe luni pe parcursul cărora s-au filmat. A fost într-adevăr și pe frig, dar cu toate că era frig, era foarte, foarte frumos. Vă spun, tot acest procedeu cinematografic a fost absolut impresionant. Cei doi frați își doresc o carieră în cinematografie, dar în același timp sunt tentați și de alte variante. Când o să fiu mare, vreau să devin polițistă sau doctor. Pentru că dacă ești doctor, poți să ajuți oamenii care sunt bolnavi, sau dacă ești polițist, poți să arestezi pe cine pușcă. Pelicula Supraviețuitorii, unde micii actori și-au făcut debutul în fața camerei de luat vederi, urmează să fie lansată pe piață la sfârșitul lunii martie. Românii au sunat de peste 300 de milioane de ori la 112. Colega mea, Adina Iliescu, este la Centrul de Preluare a Apelurilor de Urgență București și vine cu detalii. Bună ziua, Adina! Bun găsit tuturor! 112 este numărul la care sper să nu fii nevoit să suni, dar care, în caz de urgență, îți poate salva viața. Astăzi, 112 împlinește 20 de ani în România. L-am alături de mine pe purtătorul de cuvânt al Serviciului de Telecomunicații Speciale, Cătălin Chirca. Bună ziua, în primul rând! Și spuneți-ne puțin câte apeluri au fost făcute în toți acești ani. Bună ziua și bine ați venit la Centrul de Preluare a Apelurilor de Urgență 112 București-Ilfov. De 20 de ani, 112 funcționează în România ca număr unic pentru toate tipurile de urgențe. În toată această perioadă, aici, la 112, operatorii Serviciului de Telecomunicații Speciale au preluat peste 300 de milioane de apeluri ale oamenilor care fie au sunat să anunțe o urgență, fie unii dintre ei au sunat pentru alte motive care nu erau de competența Serviciului de Urgență 112. Câte apeluri au fost făcute anul trecut, spre exemplu? Analiza statistică a datelor de anul trecut ne arată că la 112 s-au primit peste 10,4 milioane de apeluri, însă trebuie să spunem că o parte foarte importantă dintre acestea, aproape jumătate, nu au fost urgențe. Oamenii au sunat pentru alte motive pentru care nu era necesară intervenția echipajelor de ambulanță, de poliție, de pompieri, echipajelor SMURT, de jandarmerie sau în zonele montane ale celor de la Salvamont. Și ca lumea să înțeleagă ce înseamnă urgent și ce înseamnă non-urgent, o să vă dau câteva exemple. Dacă ne aflăm în trafic și este traficul blocat și noi trebuie să prindem un avion, este într-adevăr o situație de urgență pentru noi, dar nu este o urgență de competența serviciului 112. De asemenea, dacă avem întrerupere ale energiei electrice acasă la noi, nu mai avem lumină în casă, este într-adevăr o urgență, dar nu trebuie să sunăm la 112 pentru aceste lucruri. Și oamenii, înainte de a suna la 112, poate ar trebui să-și adreseze ei înșiși întrebarea dacă este pusă în pericol viața, proprietatea sau mediul. Și ce evenimente aveți pregătite pentru astăzi? Avem foarte multe evenimente. Astăzi, de Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112, avem diferite prezentări, întâlniri cu elevi, cu oameni din diferite medii sociale, dar cel mai important este faptul că am reușit să strângem foarte mulți parteneri care să se ralieze unui demers unic de a ilumina în culoarea roșie, culoarea Serviciului de Urgență 112, foarte multe clădiri emblematice, atât aici în București, dar și în celelalte zone din țară. Vă mulțumim foarte mult. Așadar, acestea au fost informațiile. La revedere!
Șoferii care vor să bea whisky, vin sau gin și apoi să urce la volan o pot face acum fără să mai stea cu frica în sân. Se întâmplă în orașul bihorean Beiuș, unde un local a introdus în meniu celebrele băuturi care nu conțin vreun gram de alcool. Ce doriți de băut? Acești tineri s-au întâlnit să ia prânzul într-un restaurant din centrul Beiușului. Vor pleca apoi spre casă la volanul mașinilor pentru că băuturile spirtoase din meniul localului nu au niciun gram de alcool. Avem vin roșu și alb, 0% alcool. Statisticile arată că tinerii de 25-30 de ani preferă băuturile fără alcool, iar producătorii de bere și spirtoase au venit cu alternative. Cum e? E exact acel original. Putem să mă duc înapoi la muncă, să fiu lucid, să nu beau cu alcool. Localurile care vând băuturi non-alcoolice sunt la modă în străinătate. Patronii acestui restaurant au avut această idee după ce au văzut că numai anul trecut peste 13.000 de conducători auto au fost prinși băuți la volan. Noi am zis să le oferim o șansă care se poate să bea, nu știu, un vin fără alcool care să fie 100% cu cel cu alcool, să plece în siguranță acasă, poate vin cu familiile, poate vin cu iubitele, cu iubiți în oraș. Ultimele statistici arată că România ocupă primul loc în Uniunea Europeană la consumul de băuturi alcoolice în condițiile în care o persoană bea în medie 11 litri de alcool anual. Aproape că nu există persoană care să nu-și dorească un zâmbet de Hollywood. Și atunci când mama natură nu ne-a înzestrat cu o dantură impecabilă, soluția cea mai simplă este în cabinetele stomatologice și este reprezentată de albirea dentară. O procedură non-invazivă, scurtă ca durată de timp, dar cu efecte spectaculoase. Albirea dentară este una dintre cele mai utilizate proceduri stomatologice ale zilelor noastre, însă în ciuda popularității, ea este recomandată doar în anumite condiții. Albirea dentară ar trebui făcută când avem un complex și dinții sunt galbeni, dar trebuie să luăm în considerare și anumite aspecte. Albirea nu se face la toată lumea, trebuie să fie dintele destul de sănătos, trebuie venit la un consult să vedem să nu fie fisuri dentare, carii interdentare. Orice problemă medicală a pacientului trebuie rezolvată înainte de începerea procedurii, iar odată ce medicul dentist își dă acordul pentru realizarea acesteia, pacientul mai are de trecut o singură etapă, cea a culorii. Nu prea putem alege intensitatea culorii, este cumva limitată această procedură, tot datorită sau din cauza smalțului, pentru că în funcție de grosimea fiecărui strat de smalț al fiecărui pacient, albirea se produce mai tare sau mai puțin tare. Deși tratamentul este non-invaziv, substanțele folosite la procedură sunt puternice. Tocmai din acest motiv, dentiștii recomandă albirea dentară doar după vârsta de 18 ani. Pentru a putea proteja gingia noastră, vom folosi un anumit depărtător pentru a îndepărta țesuturile moi, obraz, buze. Iar pentru gingie în special se folosește un gel sub formă de rășină. Ședința de albire durează aproximativ 30 de minute și se realizează de regulă în două etape. Rezultatul este vizibil pe loc, însă este reversibil în cazul în care pacientul nu respectă conduita de viață recomandată de medic. Tot ceea ce ține de alimente sau lichide colorate ar trebui evitate undeva la aproximativ 2 săptămâni, pentru că abia atunci se stabilizează culoarea. Rezultatul este uimitor. Îi mulțumesc foarte mult doamnului doctor. Sunt foarte mulțumită. Ședințele de albire pot fi repetate cu o frecvență anuală, iar costurile pornesc de la 900 de lei și pot crește, în funcție de metoda aleasă. Un sport elegant și o conexiune specială între cei ce-l practică. Asta înseamnă în doar câteva cuvinte echitația. Pentru copii este sportul care le schimbă cu totul perspectiva și comportamentul. Învață disciplina, bunătatea și eleganța, toate într-o experiență minunată. Primele cursuri de călărie sunt fascinante pentru cei mici. Este momentul în care, de regulă, copiii se îndrăgostesc de echitație și își doresc să revină la antrenamente. Un astfel de caz este și cel al Alesiei. Puștoaica în vârstă de 13 ani și căluțul pe care se antrenează Adham sunt parteneri de încredere. Ai o conexiune cu un cal și o să-ți placă foarte mult. Ce vrea să ne spună acum? E nerăbdător să plece? Da. Alesia a văzut pentru prima dată acest sport la televizor. Îi plac foarte mult caii și își dorește să petreacă cât mai mult timp în preajma lor. Eu de mic am visat să fac acest sport, iar după când am crescut mai mare, mama mi-a spus că ar putea să mă ducă la niște cursuri de echitație. De câte ori pe săptămână ajungi? O dată, de 2 ori, uneori și de mai multe ori. Colega ei de antrenamente, Amelia, practică de mai mult timp acest sport și a avut ocazia până acum să învețe câteva lecții de viață importante. Ne învață să fim amabili, aici trebuie să ne ajutăm unii pe alții și nu putem să fim pe cont propriu. Trebuie să lucrăm cu calul care nu vorbim aceeași limbă.
și trebuie să ne înțelegem cu ei și care sunt niște ființe foarte bune, adică sunt mai buni decât omul. Bravo, copii! Bravo! Bravo, copii! Bravo, Ami! Hai, copiii mei! În centrul de echitație de lângă București, micii cursanți se simt în al nouălea cer. Antrenorul lor îi învață tot ce au nevoie pentru a face performanță în acest sport, în cazul în care își doresc asta pe viitor. Un începător trebuie să învețe prima dată cum să curețe calul, cum să pune șaua, să curețe la copite, să perie coamă. ABC-ul echitației nu este deloc ușor, însă cei care trec de primele etape își doresc să continue. Echitația este un sport preferat de copii și părinți deopotrivă, pentru că dezvoltă atenția și echilibrul, precum și modalitatea de comunicare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă aștept diseară, de la ora 18, la principalul jurnal al zilei. Vă doresc o zi bună. Pe curând! Bun găsit! Până în această noapte avem în vigoare un cod galben de intensificare ale vântului. În Banat, Crișana, sudul Transilvaniei, Dobrogea, estul Munteniei și sud-estul Moldovei, precum și în Carpații Occidental, Meridional și de Curbură, vor fi viteze în general de 55-65 de km pe oră, iar la altitudini mari în zonele montane, rafalele vor depăși 90-100 de km pe oră. Meteorologia anunță că astăzi vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua slab pe arii relativ restrânse în vest, nord-vest și sud și izolat în centrul țării, iar la altitudini mari la munte trecători vor fi precipitații mixte. Temperatura maximă se va situa între 13 și 21 de grade Celsius. Să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zona țării. În Muntenia cerul va fi mai mult variabil. Temperatura din regiune va oscila în jurul la 20 de grade Celsius. În Transilvania cerul va fi mai mult noros, iar izolat va ploua slab. Vântul va avea intensificări în sudul regiunii, iar valorile termice vor ajunge la 16 grade Celsius în Cluj-Napoca și 19 la Alba Iulia. Moldova cerul va fi variabil cu ploi trecătoare pe arii restrânse. Se vor înregistra 18 grade la Piatra Neam și 21 la Galați. În vestul țării vântul va avea intensificări cu viteze în general de 55-65 de km pe oră. Cerul va fi variabil, iar temperaturile în regiune vor atinge 19 grade Celsius. În Oltenia vremea va fi predominant închisă și e posibil să plouă pe arii restrânse. Maximele vor ajunge la 17 grade Celsius în Târgu Jiu și 19 la Slatina. În Dobrogea cerul va fi predominant senin, dar vântul va sufla cu putere. Temperatura va fi de 14 grade la Sulina și 20 de grade la Tulcea. În capitală vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu intensificări temporare. Maxima va fi de 21 de grade Celsius. La noapte cerul va fi variabil, iar vântul va sufla moderat cu unele intensificări. Temperatura minimă va fi de 10 grade Celsius. Mâine în București vremea se răcește ușor, astfel că maxima nu va depăși 16 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros și sunt anunțate ploi. La munte, vremea va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi precipitații slabe pe arii relativ restrânse în Carpații Occidental și în nordul Carpaților Orientali. Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, iar la altitudini mari trecători și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în Carpații Occidental, Meridional și de Curbură cu viteze care la altitudini mari vor depăși 90-100 de km pe oră. Se vor înregistra 7 grade Celsius la Semenic și 17 la Brașov. O zi plăcută în continuare!